în perioada aia nu prea se pleca. Era Ilie Balaci care spărsese gheața și plecase 91-92 pe la, prin Tunisia, prin așa mai departe, și acum ajunsese în partea asta la altă. Dar nu prea se pleca în lumea arabă să antrenezi. Era așa ceva, era bășcălia cu cămilele, unde te-ai dus să antrenezi cămile, și nu? De-a, partea financiară era cea mai importantă pentru că... Dar nivelul? Bun, nivelul bun. Păi, nu mai cumpărăm cu acum, că acum dacă ne prinde batozi acolo, am rămas cu Neapoi în continuare, am venit la echipa națională. Deci chiar aici pot să aveam 33-34 de ani și am rămas în istoria, eu știu, istoria echipelor naționale al României, istoria, pentru că sunt cel mai tânăr antrenor al echipei naționale. Dar pe domnul Iordănescu l-ați întrebat vreodată, Neapuile, de ce nu mai lua domnule și pe mine la... Sau n-ați avut... Da, ăla mai, așa mai, că ele erau alte posibilități, erau alte, aveam alte priorități atunci, aveam, mă rog. Nu, n-am fost supărat pentru că m-a luat lângă dânsul și chiar am învățat multe lucruri. Când v-ați întors, iertați-mă. După aia am plecat în 2006, ca de asta spun. 2005-2006 am câștigat în Arabia Saudită cu Neapoiu, eu am trebuit secund cu Sighitiu, am câștigat Cupa Campionilor Asiei și Cupa Arabă, care nu o câștigat nu știu de cât timp, de vreo 10 ani de zile, cu Al-Ittihad, unde la echipa aia aveam 9 jucători la echipa națională a Arabiei Saudită, în condiții în care ultimele campionate mondiale au tot timpul fost calificați. Da. Și mai aveam, acolo aveai, îți dai seama, dacă aveai 9 jucători la echipa națională, mai aduceai 2 străini, pentru că aveai posibilitatea să aduci 2 străini. Un brazilian, da. Și, un mingicar, da. Greu acolo de antrenat, că e altă cultură, altă mentalitate, fotbalul e greu, dar Neapoi avea unde să așa de să impune pe unde mergea, în fața jucătorului cu personalitate. Indiferent de cultură, de limbă, de... Se mai plăgeau jucătorii că sunt antrenamentele tari, dar n-ai cum să faci performanță fără antrenamente, fără pregătire. Îi omorați pe căldura aia? Păi nu, că făceam antrenamentul mai seara. Mai seara, că nu se putea, logic. Da. Numai că zburam, mergeam la, de exemplu, jucam în Coreea sau în China sau... plecam din astea, jucam în Asia, în jocurile din campionatul Asiei. Da. Dar după aia veneam de acolo și trebuia să mergem în zona arabă, unde jucam în Algeria, în Tunisia, și veneam de la Jeddah. Mergeam de la Jeddah la Abu Dhabi, da, și de la Abu Dhabi mergeam cu avion particular. Dar erați între niște zboruri cam tot timpul. Se chiria un avion și mergeam cu 50 de persoane. Bani mulți acolo? Adică bani în lume, investiți în sport? Da, se investeau bani mulți de tot. Bani. Deci eu vreo 20 și ceva, mai bine de ani, de când tot investesc. E normal să aibă și rezultate. Și să știi că au și echipe foarte bune acolo. Și jocul, pentru că vin foarte mulți antrenori din Europa cu nume, și îți dai seama că automat crește și valoarea lor. Și ați mai adus și pe alții prin prisma rezultatelor dumneavoastră. Haide, domnule, lumea arabă, că uite, avem antrenori români care dau roade. Adică s-au deschis niște... Foarte mulți ani Oloroiu. S-au deschis niște porți atunci. Foarte bune, ca dovadă că și acum Oloroiu a zis că a plecat la... Noi, cu cămilele și oamenii erau cu rezultatele. Și atunci s-a deschis imediat. Uite-mă că ei au realizat condiții și așa mai departe. Era greu de antrenat acolo? Comparativ cu România? Nu era greu, nu era. Mai ales că, de exemplu, acolo nu ești ca în România, ca antrenor. Când ai văzut că se întâmplă tot timpul, pierzi un joc și te iau ziarele, te fac varză ziarele. Acolo ce să citești? Că dacă nu limba lor nu poți să citești, ești tu să citești. Dar fără carnet de porc nu v-a fost greu? Mai aduceați pe avion? Nu, mai aduceam, mai veneam. Mai veneam. Știu că se făceau pachetele de aici când se pleca acolo. Mai făceam. Zaibărul și carnea. Apropo de asta, ați prins când v-ați întors în 97 cu Ilie Dumitrescu când a scos apa minerală și a zis, mă, trebuie să bem apă plată? Sau a fost după, mai încolo, mai că a venit, am înțeles, de pe la Atlante sau de pe la, din Mexic. Da. Și ce faceți, mă, beți apă minerală? Da. Normal, la jucători de fotbal, cel puțin în perioada de cantonament, apa plată este cea. Apa plată. Bei apă șprițul, când bei șprițul, nu vei. Băi, merge șprițul cu apă plată? Nu merge, acolo e numai... Acolo e numai... Ilie dintotdeauna a fost așa pedant și... Adică nu e făcătură. Da, a venit și a stat tot timpul lângă pisurcă și pisurcă l-a învățat multe lucruri. Să ne îmbrăcăm cu helancă, cu pantofeștea, nu știi ce, băi, ce-s pantofeia, da? Uite, ăștia sunt buni. Da, tată, dacă spui tu ăștia, iau, gata, iau. Da. Deci așa a fost de... Da. Așa a fost dintotdeauna. Da. Tot timpul. Bun, și după aia ați devenit antrenor principal. Da, și regulă, cum să zice, v-ați desprins mare, de... Da, așa, cea mai mare bucurie, eu știu, și a carierei de antrenor până acum, în momentul de față, dar n-am avut șansa asta să găsesc exact ceea ce mi-am dorit după aia. A fost când au venit 50.000 de oameni pe stadionul
pe Arena Națională, unde am câștigat cu Larnaca, ne-am calificat după 6 ani de zile în Europa League, în primăvara europeană, și el chiar a fost meci mare acolo. Și când strigă 50.000 de oameni numele, atunci este chiar că ai ajuns la... Vă ia așa un pic o amețeală? Mai ales când e vorba de Steaua, da. Și patrona, uitați-vă, cheme la... Sau... Da. Au omis. Da, da, da. Au omis. Pentru mine a contat jocul, a contat calificarea, mai puțin. Faptul că nu ne-a invitat la un parc șampanie. Și n-ați mai putut rezista? Să mai rămâneți. Da. Era foarte greu. Dar poate cine știe. Bine, a fost și puțin influențat. Asta este. Tânăr. Da, dornic, vreau mai mult. Presiune și atunci din partea mea lui, nu cu detalii, cu... No, da, adevărul, când ești bazat pe tine și pe cunoștințele tale și vrei mai mult, da, dacă eram, bă, sunt mulțumit că am ajuns la Steaua, da, simțeam da, că pot mai mult. Am înțeles, adică vă culcați pe ureche. Da, simțeam că pot mai mult și normal că... Da, uite că după aia, echipa unde am mers, tot așa echipe cu nume, după nu am mai avut, eu știu așa, finanțe, de punct de vedere al finanțelor, ce mă refer aici la Brașov, la asta Vaslui, puțin, că de ce uitați de Brănești? Că ați luat o echipă dintr-un sat, da, nu le ascundem. Era da. Urbe mai mare, un pic. Da, da. Fără mari pretenții. Da. Financiar bănuiesc că era o primăria de acolo și atât. Și o firmă sau ceva. Așa este, da. Erau patru acționari. Patru acționari, primăria... Și m-au chemat. Mic. În baza faptului că au promis alegătorilor că vor să facă echipa acolo la Brănești. Au făcut-o? Au făcut-o, m-au chemat. I-am spus, domnule, pute proiect, pe 3 ani de zile ne-am spus. Da. Și zic, da, eu vreau cât mai repede să reușim să facem. Normal. Da, n-aveam infrastructură. După ușor, fiind un om acolo foarte implicat și bun organizator, a reușit să facă imediat infrastructura, ce mă refer aici la teren și puține tribune pe acolo. Primul an... am promovat în Liga 2 și pe următorul an în Liga 1. Acolo a fost mai greu pentru că nu eram pregătit, ce spuneam cu infrastructura. Că dacă nu ai infrastructură, este foarte greu ca să poți să faci performanță. Că majoritatea echipelor care au promovat și nu au avut infrastructură, următorul an au plecat. Mă refer aici la Cluj, la Otopeni, la... Uite și acum pentru Chindia Târgoviște, când se chinuie să joace... Da, n-au teren de antrenament. Rapidul la fel, sunt cheltuieli mari, sunt astea și nu poți, e greu. Iar noi acolo erau mijit la Brănești, acolo cu 2-3 mii de oameni. Dar jucătorii ar fi dus? Adică dacă ați avut condițiile astea, da. Duceați? Sigur. Adică sigur. Duceau jucătorii? Duceau, pentru că deja se cunoșteau, aveam la sine. Nu s-au speriat jucătorii? Noi suntem în prima ligă. De ce să sperie? Nu? Cei care acum, cum zicem noi, alaltă ieri jucau Liga a 3-a. S-a speriat, mi-aduc aminte la primul joc când am jucat în Liga 1, Nicoare, fundat stânga aveam. Care după pe care l-ați dat la Cluj? La Cluj, da, cu o sumă mare de tot, da. La primul antrenament când am făcut în nocturnă, mi-aduc, cum suntem aici cu, să schimbă tot timpul. Da. Așa erau... Erau alea pe panourile. Panourile publicitare, da? Da. Și făcând în nocturnă, normal că se schimba tot timpul. Și la un moment dat făceam acțiuni de atac, nu știu ce făceam, antrenamentul, și se speria. Știi, nu pot să mă concentrez, nu, să schimb astea. Nu-i vrea să creadă că... Da. Vedeți, știți, asta pare așa de râs, dar da, care e diferența dintre liga... un eșalon inferior și Corect. Când ajungi în prima divizie. Corect. Mi-aduc aminte, iar Alin Buzărin era și sunt și acum foarte bun. Era ofițer de presă atunci, sau era, ce era? Nu, era manager. Manager era, da. Și prieten foarte bun cu domnul Porumboiu. Da, și discutau tot timpul despre fotbal, despre... Și avea, Alin să-și aprinde. Și avea, da. Aprinde. Și aveam un vârf de atac Coman și ne-a pus, țin minte, la meciul cu Media și am jucat la 10 frunzfe sau 10 seara la joc. Și zice, băi, spunea Adelui Alin, băi Aline, păi zice, bă, păi dacă Coman e obișnuit să joace la ora 11, păi îți dai seama dacă ăla are vreo ocazie de gol și asta când vede nocturna aia să sperie. Și într-adevăr, la 2-2 a avut Coman singur cu poarta, a ratat incredibil. Și a doua zi la sol. Și ți-a spus ce păi? Da, că cum era atunci la matineu. Da, la matineu. A, că jucați duminica la matineu. Și v-a băgat ăștia la 10 noaptea, zice, da, nocturna aceea să prindă alea să sperie jucătorii. Nu, deci sunt multe, treci prin multe din asta așa de. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.